Domnule prim vicepreședinte Gheorghe Nichifor, știu că în ultima săptămână, luni mai, ați făcut o vizită în Republica Moldova. Ce a cuprins aceasta și despre ce este vorba? În primul rând aș vrea să vă spun că ea este o acțiune ce se realizează sub semnul centenarului Marii Uniri. Este o continuare a ceea ce s-a întâmplat în 27 martie, când aici la Târgu Jiu au fost invitate cele trei raioane care sunt înfrățite cu noi. Două dintre ele, este vorba de Ungheni și Călăraș, ne-au invitat să fim alături de ei în unele manifestări spirituale pe care le-au organizat în această vreme, respectiv sărbătoarea Fagului, cum se spune la Ungheni, și zilele orașului la Călăraș. Haideți să o luăm pe rând. Ce s-a întâmplat la Ungheni? La Ungheni eu o să încerc să delimitez cumva și să vorbesc despre partea culturală a lucrurilor, întrucât aici, în, i-am spune, unul dintre cele mai dezvoltate raioane ale Republicii Moldova, au avut loc câteva evenimente de natură economică. De pildă, au fost premiați cei mai buni businessmeni ai raionului și s-a întâmplat ceva ceea ce are loc la noi din inițiativa Camerei Comerțului. Sigur că a fost un caz fericit pentru noi să-i vedem pe cei mai buni oameni de afaceri din raionul de peste Prut premiați acolo și aș vrea să vă spun, sunt convins că place telespectatorilor noștri și dumneavoastră personal, am cunoscut acolo unul dintre, să spunem, urmașii doctorului Nicolae Haznaș, de aici, de la noi, de la Târgu Jiu. Familia Haznaș în Republica Moldova, deci în România de peste Prut, este o familie ilustră de boieri medievali, din care s-a tras și renumitul medic gorjean, despre care, așa cum știți, am scris o carte în două volume. Tot aici, la Ungheni, am văzut, iată, încă se mai menține fabrica de covoare, de unde am și achiziționat un portret pe covor al lui Mihai Eminescu, foarte frumos și foarte bine lucrat. Dar tot aici, la Ungheni, aș vrea să vă spun că am ținut neapărat să vedem podul realizat de Gustave Eiffel. Nu știu câtă lume știe că autorul turnului de la Paris are o piesă de rezistență și la noi în România. Este vorba de podul care unește cele două maluri ale Prutului și acolo sigur că am petrecut câteva clipe emoționante, dat fiind faptul că stăteam totuși pe o graniță artificială, pe un pod construit de un renumit om de știință al veacului 19. A urmat un popas în orașele moldovene, Orhei, Cricova. Despre asta ce ne puteți spune? La Orhei a fost o mare emoție pentru mine. Este cetatea lui Ștefan cel Mare. I-aș invita pe românii noștri care nu neapărat că iubesc istoria, ci iubesc și tradițiile românești, să vadă cum a fost conservat acolo o așezare în zidurile unei cetăți medievale naturale, mai degrabă, construită de Ștefan cel Mare, de voievodul românilor. Ceea ce este important de spus, acolo la Orhei se află și o mănăstire din veacul al XVI-lea, care funcționează și în zilele noastre și care dă foarte bine, ca să folosesc niște termeni populari, la români. În ceea ce privește Călărașul, la Călăraș lucrurile au fost extrem de condensate, în sensul că am avut mai multe activități culturale organizate cu prilejul zilelor orașului Călăraș. Vreau să vă spun că am văzut casa lui Vladimir Dodon. Nu trebuie să vă speriați, nu are niciun fel de legătură. Este, de fapt, Stradivarius al Moldovei. El este cel care a confecționat, pentru că a murit timpuriu, la 60 de ani,
vioară de mare calitate și alte instrumente muzicale și a repropulsat fabrica de instrumente muzicale de la Reghin, unde a lucrat câteva vreme, de asemenea și la Timișoara. Acolo se organizează de 3 ani de zile un festival de vioară care, vreau să vă spun, începând de anul viitor o să aibă prezențe și de la Târgu Jiu, așa cum am stabilit cu președintele raionului de la Călăraș. Totodată, iarăși aș vrea să vă spun un moment emoționant pentru că are legătură cu centenarul Marii Uniri, este legat de dezvelirea unei plăci comemorative la una dintre bisericile orașului pentru în memoria unui personaj care a făcut parte din sfatul țării, cel care a votat la 27 martie 1918 unirea Basarabiei cu România. Se numește Alexandru Baltaga, era preot, a fost preot timp de 40 de ani în această biserică de la Călăraș și sigur că acolo a fost foarte important pentru noi să-l cunoaștem și pe Mitropolitul Basarabiei, dependentă de Patriarhia României. Știți că Biserica Ortodoxă din Basarabia are două orientări, pro-București și pro-Moscova. Iar după masă a fost foarte emoționant să dezvelim un monument, un bust al lui Alexandru Ioan Cuza, unde cel care vă vorbește a vorbit la rândul lui despre semnificația domniei lui Alexandru Ioan Cuza și despre ceea ce a însemnat el pentru România ca deschizător de reforme moderne. A fost un moment emoționant, cum vă spuneam, dat fiind faptul că acolo, lângă el, se află și încă alte busturi, bustul lui Mihai Viteazu, al lui Ștefan cel Mare, iar din această toamnă, al patrulea bust alături de cel al lui Alexandru Ioan Cuza va fi cel al lui Ferdinand. Mm-hmm.